În timp ce vorbea președintele Iohannis peste noi, într-o încercare de a fi partener de dialog, dar nu am reușit înainte de pauza publicitară, glumesc acum. Da, a fost o eroare tehnică. Revenim. Vorbeam despre un sondaj curs la comanda OK Medical, la solicitarea OK Medical. Cine credeți că este principalul vinovat pentru gestionarea defectuoasă a pandemiei? Și aici românii se pronunță. Procente dintre cei care au răspuns mai degrabă rău. Raed Arafat, între primii vinovați, oamenii care nu se vaccinează 15%, 15% Raed Arafat, Florin Câțu, tot guvernul 13%, Ministerul Sănătății 11%, dacă îi aduni, Klaus Iohannis 9%, AUR 7%, autorități locale, mă rog, PSD-ul foarte puțin vinovat pentru faptul că nu se vaccinează. Și șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, atât de puțin responsabil, acum da, pe bune. E considerat mai inofensiv. Sau poate că nu-l cunoaște lumea. Da, e posibil, e vorba și de asta notorietate. Asta pot să cred. Notorietate și de faptul că e perceput probabil mai puțin toxic sau nociv decât... Păi, nu-i toxic, dar nici n-a făcut nimic. Păi da. Adică, este sondajul bun, vinovat. Hai să trecem la următoarea... vinovat da, și când nu faci nimic. Întrebarea e principalul vinovat. E cam complicat să spun pe Gheorghiță principalul. Ajungem și la el nu e principal de felul lui. Da. Câtă încredere aveți în următoarele personalități din domeniul medical sau care au avut un rol în combaterea pandemiei? Foarte puțin e cu albastru ăla mai închis. Foarte puțin încredere în Alexandru Rafila, dar e totuși mai bine, stă mai bine decât ceilalți. Dar Rafila are un 26% de încredere. Valeriu Gheorghiță nu stă bine la capitolul încredere. 42% dintre cei întrebați consideră că nu a avut... 24, e pe locul 2. Dar e totuși pe locul 2. Da. Raed Arafat a ajuns cu 21% contă de încredere, dar are 74% nemulțumire. Raed Arafat a acumulat cea mai multe... Da, el e ținta mamă. Ținta mamă, da. Octavian Jurma nici n-a fost un factor responsabil, a fost doar un doctor care a ieșit în public. Stache, săracu. Așa. Nelu Tătaru, 74%, da. Echivalentul lui Raed Arafat pe percepție, pe nemulțumirea populară legată de gestionarea pandemiei. Hai să trecem la următorul, următorul tabel. Nu-l știu, de la 23%. Da. Este într-adevăr un procent semnificativ. Asta e că nu-i cunosc. Da. Vă voi citi o listă de persoane și instituții și o să vă rog să-mi spuneți în opinia noastră ce fel de rol au avut în combaterea pandemiei. Rol negativ este cu galben. Da? Și avem Raed Arafat, iar rol negativ masiv, 51%, plus un rol neutru, deci oricum este lider în zona asta de combaterea pandemiei, de nemulțumire populară. Ministerul Sănătății destul de important, semnificativ, și ar mai fi Valeriu Gheorghiță destul de necunoscut. Puțin. Necunoscut. Uite, 20%. N-a acumulat la fel de multă nemulțumire ca și Raed Arafat. El este principalul vinovat în acest moment, potrivit acestui sondaj curs, din ce văd. A acumulat foarte multă nemulțumire. Cine? Raed Arafat. I se pregătește capul. Din ce a zis Ludovic Orban, președintele Iohannis a încercat să-l dea jos la un moment dat. Păi, când dar apar... nu s-a putut pentru că Ludovic Orban s-a opus da, în acel moment. Nu știu dacă să-l mai poate fi crezut Ludovic Orban? El, săracul, poate să spună adevărul. Dar mai poate să mai fie crezut? Ar fi fost bine. Credeți că asta dacă înseamnă aceste sondaje? O secundă, se Mădălin. Ar fi fost bine, ar fi fost bine dacă, dacă Ludovic Orban ar fi spus că i-a cerut președintele să-l demită pe Arafat când era încă în fruntea PNL-ului. Păi își pierdea capul el. Na, dă informațiile la timp dacă vrei să fii credibil. Exact, ce spune nu? El acum? Acum deja poți să spui orice. Niciunul din noi ar fi ajutat foarte mult. Niciunul din noi politicieni, fiind în locul lui, eu să fiu corect, să fiu până la capăt. Așa? Niciunul din noi, noi vorbim de noi, de politicieni, la vina, dar știu, ai fost politician, la ora aia, dacă eram în poziția lui Ludovic Orban, eu spun de mine... Aș fi făcut la fel ca Orban. Eu pot să spun de mine că întotdeauna când era o informație publică pe care trebuia să o aduc la cunoștința... Asta nu era publică. Păi era o informație de care noi aveam nevoie, nu te supăra. Șeful statului cere demisia unui om aflat în poziția în care se află Raed Arafat. Nu a cerut demisia, a cerut să-l demită. Pot să fiu drăguț, da. Pot să fiu drăguț cu tine și da. Să spun că nici tu nu-l bubuiei pe Băsescu de nicio culoare când aveai cu ce?
Și l-ai bubuit. L-am bubuit, după... vă zic, cu mai mult decât oricine. N-aș vrea neapărat să vă dau tot mai mult decât oricine, crede-mă. Eu am zis doar la momentul ăla n-aș fi vorbit nici eu dacă aș fi fost în locul lui. De multe ori oamenii sunt în dezacord cu măsurile preventive din restaurante. Sunt în dezacord cu limitarea accesului în magazine, în alimentarea persoanelor fără certificat verde. E o nemulțumire profundă pe zona asta cu certificatul verde. Limitarea circulației după anumită oră, aproape 80% sunt deranjați de acest lucru. Și nu înțeleg rostul. Hai să trecem spre un școală online, un tablet. Iară, uite. Iară, la școală online e o nemulțumire sigur serioasă. Da. Bun, le-am mai văzut pe astea. Hai să trecem la, înțeleg că mai e un tabel. Ăsta e ultimul? Păi e același. Cu mă, ideea aici. Este că oamenii sunt nemulțumiți de pandemie. Au dreptate, îi înțeleg. Și eu sunt nemulțumit. Consideră că aceste măsuri au încălcat drepturile constituționale, cei mai mulți da. Mă, sigur că românii sunt, s-au născut constituționaliști. Nu știu ce întrebări. Asta vreau să vă nici spun. 2% din populație n-a citit Constituția. Ori consideră că au fost toate aceste măsuri au fost implementate într-un mod neconstituțional, după cum vedem, sau da, aceste restricții au încălcat drepturile constituționale. Nu. Dacă aduni varianta roșie cu varianta galbenă, împreună dau niște sume, niște valori destul de mari. Niște date peste 70% grade. Sociologii le folosesc undeva. Da. S-a respectat Constituția sau au fost... Măi, Mădălin, dacă eu ferească Dumnezeu, mă internez mâine în spital și ca să fiu operat poimine, mi se face o clismă. Că se face înainte de operație. Și vine cursul și mă întreb, domnule, sunteți mulțumit că vi s-a făcut clismă? Tu ce crezi că o să răspund? Că da? Că nu! Deci oamenii sunt nemulțumiți de pandemie. Da, trebuie să ieșim din ea. E cea, cea mai bună. Mi-am amintit un episod. Am fost odată la o clinică de detoxifiere din Turcia. Și chiar le făcea o clismă. Pentru mine mi s-a părut ceva extrem de invaziv și de aberant. Păi se face, frate, și dacă... Și mă sunam, eram chiar de Crăciun. Toți erau cu medicinism, mă spun. Mâncau sarmă. Aveam sucuri alea, fără mâncare, fără nimic. A fost un chin. Și toți mă sunau cu Merry Christmas, ziceam, bă, nu, aici e cu Merry Christmas. Voi mâncați și unci pipi și alea și stau aici la... Da. Bun, trecem peste acest pasaj. Apropo de ieșirea la rampa președintelui, vreau doar să mai amintesc că ieri am prezentat o situație foarte interesantă. O simulare din 2015, sub tutela, sub egida Fundației Mondiale a Naturii, care are sediul la Washington, nu știu dacă ați auzit de așa ceva, niște băieți foarte puternici și la simulare au participat personaje din, cum să zic, arealul politic înalt, din zona companiilor agricole uriașe. Am prezentat, practic, concluziile acelei simulări. E o mega companie, un trust care are filiale în 170 de țări, inclusiv România. Și în 2015, concluziile simulării au fost următoarele. S-a simulat o criză alimentară mondială. Una dintre concluzii a fost că în 2022 va începe dezastrul alimentar mondial. În 2022. E la anul. Exact. Să sperăm că nu se va întâmpla. Dar de ce? Va fi secetă? Sau, adică... Nu, din cauza prețurilor. Prețurile vor ajunge până nu la 400%. Nu domnule Ionescu, am avut discuția asta. E posibil ca... V-am zis, domnule, nu vom găsi, vom găsi mâncare care de vrei. Știți care erau estimările? Prețul. 400%. Estimări de creștere de 400% pe anumite paliere agricole. Alimentare. E posibil așa ceva? Păi, da, stați puțin. Mi se pare inimaginabil. Stați să vă explic. Din luna martie până acum, prețul la energie este de 7 ori. Și la gaze de 6. Deci ne putem trezi la... Deci cum facem noi cu irigații, inflația asta? O ia în coloană, motorină, tot. Nu cunosc acum, sunt specialiști care știu cât este motorina, energia din prețul de producție la asta nu este domeniul meu. Deci nu e imposibil. Nu este imposibil. Păi și cum facem cu creșterile astea salariale anunțate de coaliție pentru anul viitor? Cum vor face față? Păi nu vor acoperi. Raport cu aceste creșteri masive de prețuri. Ce să faci cu 200 de lei în plus? Sau cu 500 de lei sau 600 de lei, acoperă. În raport cu ce se va întâmpla pe zona alimentară, dacă e adevărat, dacă concluziile acelei simulări au fost corecte. Mi se pare foarte straniu că au spus așa, 2020, au spus chestia asta, că 2022 va fi anul începutului unui cataclism aproape în materie de criză alimentară. Nu se acopere. Ai nevoie să adun niște specialiști care să vină cu niște soluții care chiar să fie revoluționare. Nu poți să te aștepți la niște rezultate extraordinare făcând aceeași treabă de rutină pe care ai făcut-o de fiecare contabilă pe care ai făcut-o de fiecare dată. Nu!
trebuie să vii cu niște măsuri revoluționare. Trebuie să vii să schimbi total paradigma, pentru că paradigma s-a schimbat, că de aia suntem deodată luați prin surprindere de tot ceea ce ni se întâmplă. Ia, noi nu venim cu măsuri care să contracareze. Probabil că o să se redeschidă minele. Trebuie să găsești ceva. Trebuie să faci ceva. Bineînțeles că poți să găsești niște, se pot găsi niște surprinde. Și apoi să crească prețurile de 4 ori. Bun. Asta înseamnă că dacă îți crezi prețurile la carne de 4 ori, stai, poți să o dată, poți păi să ca să crească prețurile de ca să crească prețurile de 4 ori, trebuie să existe niște oameni care să cumpere alimente de 4 ori mai scumpe. Păi cererea se va duce în cap și atunci cu oferta ce se va întâmpla? O să fie aruncată peste bord, o să fie dată la șoareci, o să ce o să cu producția. Acum nu știu, nu o să se producă. Nu, păi, să se producă, piața da. Reglează. O și piața reglează, da. Acum vă spun sincer, trăim într-un stat slăvit de Dumnezeu. Noi avem teren agricol, avem într-un an ne reglăm, într-un 6 luni ne reglăm. Mai lăsăm proșutul. Asta înseamnă să avem oameni care să gestioneze corect. 6 luni ne reglăm noi. Suntem slăvit de Dumnezeu, avem teren agricol, avem gata, încep oamenii să-și mai crească porci la țară, să-și mai crească. Așa au supraviețuit până acum. Numai dacă îi lovește... Acum și sing tankurile astea, sau cum Dumnezeu le mai zice. Trebuie să aibă și ei activitatea acolo, că primești și ei niște fonduri, că primești și ei... Toți sunt Nostradamus. Și mai dau și ora X, domne, în 2024-2022, la ora 11. Vezi că s-au dus, era 2015, nu cred că auzeai atunci vorbindu-se de taxa de carbon. Nu se vorbea încă, va fi aplicată în 2030. Încă Uniunea Europeană nu cred că ne anunțase că în 2030 trebuie să renunțăm la, să fim pe zona de energie verzi la același nivel. Certificatul de carbon astăzi s-a tranzacționat la 67 de euro, deci, da? În 2015 încă nu se impusese această chestie cu energia verde obligatorie din 2030 pentru țările europene. Ăștia în 2015 asta au spus, că în 2030 se va încheia povestea asta cu o taxă pe carbon și cu energia verde, cu nu știu ce. Interesant aplicarea, simularea. Bun, să sperăm că nu va fi chiar așa. Vom avea de mâncare, nu avem ce. Românii vor avea de mâncare, asta e o veste bună. Și, bine, e clar că o să apelăm la filiarele astea, toate... Ne întoarcem înapoi și ne chipzuim. Avem posibilitatea... Pe filierele noastre, pe la țară, pe avem posibilitatea să încurajăm producția internă. Pentru că noi, dacă suntem lăsați să ne vedem de ale noastre, sigur, intern, sigur. Oamenii ne rezolvăm problemele foarte simplu. Se gospodăresc, niciun fel de probleme. Îl punem pe Daia prim-ministru. Un serios fermier e... Până la urmă vă spun cu carbonul ăsta. Uite, asta nu știu cine va fi ministru, nu știu cine va fi ministru. Se pare că Daia va fi. Serios? Da. Revine ministru? Nu, lucru rău. Da, nu știu. Vorbiți, nu o să mai plătim nici carbon, nici nimic. Până la urmă ce să faci? Dar de unde bani să mai plătești? Le dai dracu de taxe, doamne, sigur că da. Nu le mai plătești. Nu le mai plătești, înțeles. La Uniunea Europeană nu le mai plătești. Dar oricum, eu nu înțeleg chestia asta cu taxa de carbon la Uniunea Europeană. O să vă explic o dată în pauză. Poziții în care UE polează, Europa polează foarte puțin. Nemții au redeschis minele. Au reluat mineritul. Ei n-au avut mine cât cariere. N-au avut în Ruhr, în bazinul Ruhr? Da, cariere multe. Cărbunele de suprafață. A, de suprafață. Cum avem și noi la Târgu Jiu, le-au redeschis, dar nemții au... ar trebui să ne întrebe de ce s-au opus la energia nucleară. Ei s-au opus, dacă vă aduceți. Da. La Fukushima, deși Franța toată e plină de reactoare, Belgia plină și ei s-au opus. Franța nu se poate să renunțe la energia nucleară niciodată. N-ai cum. Da, uite un eveniment interesant în Statele Unite. Sunt peste 20 de state care au intentat un proces federal prin care contestă mandatul administrației Biden privind vaccinarea obligatorie pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Încep niște mișcări interesante în state. Nu e nimic nou. În 1919, în Los Angeles, o organizație, organizația antimască, nu-i spunea bodnice, îi spunea rât de porc, a câștigat un proces să nu mai poarte mască. Și timp de vreo lună nu s-a mai purta mască în Los Angeles. Și a venit valul 3 peste ei și le-a scos și proces, le-a scos din cap totul și i-a liniștit. Cum i-a liniștit domnul Curea când au început masiv 500 de morți pe zi? Da. S-au îngrămădit iar la... Pentru că aici e vina guvernanților. Da, nu au... Se vede că faci congres, sigur, faci congres, gata, am scăpat de pandemie, normal faci să lumea s-a relaxat. Faci congres. Le trebuia doar un pas să păi nu se vaccineze. Păi n-a ieșit și prietenul nostru, președintele Iohannis, să ne spune că gata, am rezolvat-o cu pandemia? Toți sunt vinovați. Oamenii au luat-o în serios. Am avut zi cu 600 de morți. Lavinia,
Un sat pe zi moare de 3 luni de zile. Da. Un sat. Un sat în România are cam 500 de... Sat mare. Un sat mare. Un sat. Un sat, un comună. Nu o comună, un sat. O comună are 10-11 sate. O comună are 10-11, 6... Deci un sat în fiecare zi dispare din România de 2 luni și ceva. Dar sunt multiplele cauzele pentru care s-a ajuns aici și le-am tot dezbătut. Nu cred că doar carența asta legată de vaccinare, că uite, de exemplu, în Germania au vârf de vaccinare. Nu, e și povestea cu vaccinarea și cu lipsa de medicamente. Lipsa de medicamente. Vârf de infectare, pardon. Vârf de infectare pe o populație vaccinată în proporție de 2-3. E adevărat însă că au o mortalitate mult mai mică. Adică la 65.000 de cazuri pe zi, să ai 180 de decese. Nu poți să au forme ușoare. Domnul Curea, nu uitați un lucru, în Germania speranța de viață este pe la 85-90 și la noi e la 75. Da. Și scade. Despre ce avem vorbim? O intervenție, pentru că totuși, apropo de transparență și de dorința noastră de a fi, de a ști cum se gestionează banii publici, Cristian Tăriceanu și-a făcut o serie de demersuri la nivelul Parlamentului European. Da. În România vorbeam de, să zicem, fondurile, banii pe care nici acum nu știm... sau despre care nici acum nu știm ce destinații ăștia împrumutați. Nu se știe nimic despre. Nu știm. Nu. E bine, la nivelul Comisiei Europene m-a amuzat și m-a întristat un moment. De asta am ținut seama această discuție cu domnul Tereș. Am văzut că cei de la Comisia Europeană le-au trimis europarlamentarilor care le-au cerut să le ofere clauzele contractuale cu marile trusturi farmaceutice care ne-au furnizat vaccinurile și au primit niște foi negre. S-au cu rânduri secretizate. Secretizate, practic. Mi s-a părut inimaginabil. Păi nu. Dar bani publici. Asta zic, nu înțeleg. Este prima oară în istoria democrației când la o interpelare de acest nivel își permit, fără niciun fel de jenă, niște oficiali internaționali, să remită presei, adică europarlamentarilor și implicit presei, astfel de foi. Mi s-a părut că l-au depășit pe Colin Powell cu mult. Vă ziceți aminte Colin Powell care a venit cu niște desene în plină... Bine, el a prezentat niște falsuri. Da, nu mai zic. Da, da. Da. Și, cu Irakul, că te referi la Irak. Apropo de intervenția în Irak, susține că Saddam deține rachete. Și a recunoscut. La câțiva ani a recunoscut că a mințit. Chimic. Da. Da. Bun, și erau niște desene făcute calculatoriște. Toată lumea a votat chestia. Da. Mi s-a părut că acest moment l-a depășit pe la lui Colin Powell din 2003 sau cât a fost. Bun, bună seara, domnule Terheș. Bună seara. Sunteți, tot mai ați coborât din avion, cred că. Nu chiar, dar aproape. Aproape. Sunteți încă acolo. Spuneți-ne care au fost ecourile gestului noastră, pentru că ați făcut o conferință de presă, ați arătat acele foi negre hașurate. Ce au spus colegii noastre, ce a spus presa la Bruxelles, care sunt ecourile în rândul oamenilor acolo, că în România nu s-a făcut mare vâlvă. Vă spun că în rândul colegii europarlamentari sunt efectiv șocați de ceea ce au văzut. Pentru că eu am prins cumva de un fir de ață pe chestiunea asta cu contractele. Pentru că am fost un grup de europarlamentari încă din toamna anului trecut, iarna anului trecut, unde am tot insistat Comisiei Europene, domnule, vrem să vedem contractele. Și Comisia ne-a tot amânat. Am fost un grup de europarlamentari din grupurile politice de la stânga la dreapta. Adică n-a fost o acțiune, să spun, numai a celor de pe stânga sau a celor de pe dreapta, conservatori, cum sunt și eu. După presiuni, după, vă dați seama, petiții, una alta, întâlniri cu Comisia, Comisia a publicat aceste contracte după ce a primit aprobarea de la firme să le publice. Ori, când am auzit chestia asta, vă dați seama că ne-am cutremurat cu toții, pentru că de când până când o firmă privată, fie că, mă rog, este o firmă cotată la bursă, dar este în fond și la urmă e o firmă privată, pune astfel de condiții Comisia Europene ca pe banii europenilor să se cumpere niște produse medicale, să se stipuleze o serie de clauze în contractele acestea, pe care nimeni nu le-a văzut. Efectiv. Nimeni. Și când spun nimeni, mă refer nici măcar noi europarlamentari. Acum, eu am mers pe fir mai departe. Mi s-a spus inițial, ca europarlamentar, exact cum e și cazul parlamentarilor din România, avem acces la informațiile clasificate, cum ar veni, pe diverse grade de clasificare. Fac cerere la birou de informații clasificate din cadrul Parlamentului European și spun vreau să știu data
când au fost aduse aceste contracte și cine exact din Parlamentul European le-a văzut. Răspunde la biroul respectiv. Noi n-am primit niciodată respectivele contracte. Pentru că ele, de fapt, nu sunt clasificate conform legii europene. Cumva nivelul sau gradul lor de clasificare sau eticheta de clasificare este confidențială. Nu există genul acesta de grad de clasificare după legea europeană. Bun, merg mai departe. Spun, întreb în stânga-dreapta de la președintele Parlamentului European în jos. Dom'le, cine a văzut contractele? Nimeni. Pe cine a semnat? Da, într-adevăr, domnule Tereș, putem ști... Avem o comisie de control bugetar în Parlamentul European, se numește Concomit. Mă duc la ei și întreb. Mă zic, voi ați dat descărcarea de gestiune pe bugetul Comisiei Europene anul trecut. Voi când le-ați dat la ei descărcarea de gestiune, ați văzut contractele? Nu. Deci suntem într-o situație, niciodată n-a mai fost Europa. Am o întrebare. Lavinia Șandru sunt, domnule Tereș. Spuneți-mi, cine a, nu numai că a semnat, dar cine a stabilit suma care trebuie plătită pe acele contracte? Că cineva a stabilit-o? Nimeni. Deci nimeni nu știe. Contractele au fost semnate clar de Ursula von der Leyen. Dar nu se știe. Singură? Asta e una dintre probleme. Singură? Cineva a aprobat totuși suma. Pe a semnat contractele singură? Nu. Dacă vă uitați pe contracte, că sunt publicate acestea în negrite, o să vedeți că e tras, e făcut cu negru peste cei care au semnat. Deci nici măcar nu știm cine le-a semnat. Sau cine au fost toți semnatarii acestor contracte. Asta este importanța Parlamentului European. Da. Domnul Tereș, dar cine și asta este transparența Comisiei Europene. Nu numai importanța Parlamentului, transparența Comisiei Europene. Dacă această comisie Lavinia, face asta, ce dar cine are dreptul să le semneze? Politic european. Cum? Domnul Tereș, la noi în minister să știe orice contract, clar. Cine trebuie să semneze, cine are dreptul. Automat. Deci pe lege. Sunt funcții. Sunteți europarlamentari, în Parlamentul, în Comisia Europeană, la Bruxelles. Cine are dreptul cine să are semneze cădere. Asemenea contract? Deci normal, vă spun, normal nu avea dreptul să intre Comisia Europeană pe chestiunea aceasta, pentru că tot ce ține de domeniul medical este un domeniu care ține de autoritatea statelor naționale, nu de Comisia Europeană. Dar aici s-a făcut o efectiv o ticăloșie, să spun. Statele au fost de acord să negocieze Comisia Europeană numele statelor și să vină cu aceste clauze. S-a dorit o politică. Statele au fost de acord? Ursula von der Leyen, numele nostru. Statele au fost de acord? Guvernele statelor au fost de acord? Aici să faci dacă au fost așa ni se spune și așa s-a spus și public. Da. Pentru că banii de la guvernele naționale au venit, că nu le-a plătit Comisia Europeană. Deci aici s-a făcut niște guvernele... dar atunci înseamnă că guvernele statelor sunt de acord ca acești bani să fie cheltuiți netransparent. Corect. Tocmai din acest motiv am făcut cerere Ministerului Sănătății să-mi comunice copii după contracte. Iar ei mi-au dat în scris, am și prezentat scrisoarea respectivă, unde Ministerul Sănătății din România îmi spune că acele contracte nu pot fi făcute publice pentru că nu vor firmele. Deci aici suntem. Eu pe banii oamenilor, este halucinant. Eu cred că înțeleg de ce. De ce? De capul meu. Pentru că 90% din producție a fost dată în Uniunea Europeană. De aia. Ca să nu se creeze... Și ca să nu se creeze, exact. Alte... Și la niște prețuri, teritorii. Altele mult mai mici decât au mai scăpat și pe la alții. Poate mai mari. Nu, dacă erau mai mici... Deci vorbim, spuneau că salvează Uniunea, dar... Când se negociază, când se negociază la 90% din producție, nu. Domnul Tereș, este clar că Uniunea Europeană este cel mai mare cumpărător de aceste vaccinuri. Normal au și banii. Și de favoare, ce să mai discutăm. Cine în Africa, în alte țări europene, nu sunt bani. Era normal că noi să fim un prim cumpărător. Nu-mi spuneți că acum au ținut secrete informațiile ca să nu sară Africa în sus. Nu, numai Africa, să nu sară în sus Asia, Arabia Saudită, Dubai. Zău. Da, țări puteri care au luat de la chinezi. Arabia Saudită au luat de la chinezi pentru că a fost primul ieșit. Da. Știu când s-a luat. Oricum, trecând peste toată treaba asta, este primul moment în istoria recentă, cel puțin. Dar nu, în istoria Comisiei Europene. Când faci. Îți dai seama că pentru serviciile de informații externe asta nu e o glumă. Că produsele sunt, atunci ar fi zis, atunci ar fi transmis într-un fel că Uniunea Europeană e câștigată de pe urma acestor contracte și să nu ne mai agităm, nu? Ziceți-mi, domnule Tereș.
Știți ce se întâmplă? Există mai ales acest conglomerat Pfizer-BioNTech. Pfizer e americană, BioNTech e germană. Și vă dați seama, e vorba de foarte mulți bani aici. Contractele pe care le-am prezentat eu sunt contractele semnate anul trecut, în 2020, dar între timp s-au mai semnat. Doar cu Pfizer a semnat Ursula von der Leyen în aprilie 2021 un contract pentru achiziționarea 1.800.000.000 de noi doze de vaccin Pfizer. Și pentru acel contract este în momentul de față Comisia Europeană investigată de Ombudsmanul European. Da. Pentru că toată negocierea s-a făcut pe persoană fizică între Ursula von der Leyen și șeful Pfizer, CEO-ul de la Pfizer. Trebuie adică să așteptăm atunci să vedem rezultatele acestei anchete. Unii m-au întrebat ce cred că sunt în aceste contracte. Nu știu în momentul de față. Nu, și nici nu. Pe zona asta nu m-aș pronunța. Efectiv vreau să știu ce conțin contractele și după aia vedem dacă clauzele respective sunt ok sau nu. Asta da, ca cetățean european care până la urmă plătește aceste achiziții, că toți plătim într-o proporție mai mică sau mai mare, ar trebui să știm într-adevăr dacă aceste contracte ne afectează într-un fel sau altul sau conțin clauze. Dar stai seama că pentru serviciile de informații externe ale oricărui stat european și nu numai, e o glumă să afle ce e în contractele alea. Păi dar tu cum crezi că s-au aflat prețurile? Aici e vorba de ce prețurile sunt în contracte. Prețurile s-au aflat. Credeți că se sesiza ombudsmanul dacă nu era o problemă acolo? Trebuie să aibă și o activitate. Dacă era în câștig Uniunea Europeană? Să așteptăm rezultatele anchete. Să știți că a fost, știți ce e interesant? Ar trebui să ancheteze Laura Codruța Căvei și ce să mai discutăm. Și cu Colde. Asta ne lini. Dar pe mine știi ce mă amuză? Dacă mai avem 10 secunde? Da. Doamne, pe mine ce mă amuză la culme este că... Doamne, mafia, farma, iar o să zic că este plătit. Doamne, niște nenorociți când e vorba de vaccinuri. Nu sunt medicamente pe piață să fie tratate și care... Alea sunt produse tot de farma, nu sunt produse de anima film. Dar alea sunt bune. Alea sunt bune, da. Nu, aici nu este o pledoarie împotriva unui produs farmaceutic. E vorba strict de faptul că totuși e ciudat că la un astfel de nivel și la nivelul instituției care clamau și cereau transparență în permanență, da, se întâmplă astfel de lucruri. Sigur că da. Pe bani publici. Nu e vorba de dacă aceste produse sunt bune sau nu. Dar nu ăsta e subiect. Sigur că nu ăsta e subiect. Nu, aceste instituții care ne bagă nouă NCV-ul pe gât și nu ne lasă în Schengen. Exact. Da, și totuși da. Fac asta de gestul. Trebuie să-mi mulțumim, domnule Terheș, pentru intervenție. Bechter, un a fost secret. Și contractul Bechter, și s-a și pierdut între timp. Asta. Mulțumesc Mirel Corhe, mulțumesc Lavinia Șandru, mulțumesc Ian Popescule, mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți cu Metropola TV. O seară liniștită tuturor. Numai bine!